Domnul președinte, ați invitat doar arbitrii femei. De ce ați făcut acest lucru? Pot să zic că am avut un scop alt. Este inedit, nu știu, n-am mai văzut. Profesionalismul, da? Arbitrelor care au fost invitate și au fost alături de noi, au fost arbitre și sunt arbitre de excepție, care arbitrează cu mare succes peste tot. Aș putea spune că a fost poate o întâmplare să fie doar femei, dar... Și altceva inedit în aceasta... Poate fi... Putem a 17-a, bine știu, a câtă ediție este preconizați? Multă ediție, pentru că experiența... Cum a evoluat în timp această manifestare? Văd că câini mulți ați avut. Sunt câini mulți, evoluția este permanentă, pentru că toată societatea evoluează, iar noi ne dorim să păstrăm ștacheta cât se poate de ridicată și să ne adaptăm noului. Greu să ții la un loc atâția câini, vreo 400 de câini împreună cu... Ieri au fost 500, astăzi încă vreo 400, în total ajungem la 900 de câini. Este greu, sunt câini obișnuiți care fac acest lucru în mod frecvent, atât ei cât și oamenii. Deci, practic, este o experiență, este un lucru învățat, este o muncă în spatele acestor expoziții, o muncă individuală cu fiecare câine și o muncă de grup pentru fiecare echipă organizatorică sau pentru fiecare echipă de arbitre. Sunteți limitat la Cluj de spațiile care există în acest moment. N-am văzut expoziții mai mari de 400-500 de câini. Înseamnă există, că probabil... Există și expoziții mai mari. La noi în Cluj? La noi în Cluj nu. Asta la noi în Cluj cam acesta este... Ce ne împiedică să creștem mai mult? Vedeți o expoziție de iarnă, pentru că totuși, chiar dacă vremea este așa cum este, este o vreme atipică pentru luna... Te așteptam februarie, să mergem la schi astăzi, dar... În 15 februarie putem avea și o altă temperatură afară și atunci expoziția trebuie gândită în spațiu acoperit. O expoziție în spațiu acoperit este automat limitată ca și volum, pentru că dacă acum sau acest volum a fost gândit pentru numărul de câini care de altfel a existat, ne-a bucurat mult afluxul de vizitatori care au arătat interesul lor pentru câine, pentru expoziție, pentru câinele utilitar, pentru câinele de show, pentru că au fost multe aspecte subliniate în cadrul expoziției, dar limitarea fiind spațiul, aceasta este și o constrângere pentru număr. Vă dați seama că în acest spațiu nu se poate o expoziție, de exemplu, de 1000 de câini. Ar fi o înghesuială prea mare, care în cele din urmă duce la un sentiment neplăcut, la un stres inutil, atât pentru câini cât și pentru participanți, la posibile accidente, de ce nu. Ca și organizator trebuie să avem în vedere toate aceste lucruri. Începem să avem și noi clujenii câini bine pregătiți, nu este prima dată când un clujan câștigă... Acum, nu cred că este bine sau nu este corect să spunem începem să avem, pentru că facem asta deja de foarte mulți ani, să fim în vârful chinologiei românești sau aproape de vârful chinologiei prin premiul obținut, la asta mă refer, faptul că câștigătorii sunt... Fără să ne referim doar la expoziția de Cluj și la o altă competiție organizată de Asociația Chinologică Română, nu? Care este Top Dog of the Year, deci cei mai buni câini din ai anului în care Clujul a fost prezent în mod repetat în ultimii ani pe primele locuri ale podiumului. S-a întâmplat ca într-un an, de exemplu, din primii 10 câini din țară, 6 să fie din Cluj. Asta nu raportat doar la expozițiile locale, să zicem că am jucat acasă, ca la fotbal. Nu-i vorba de așa ceva. Sunt câini care confirmă peste tot în lume. Sunt câini care câștigă și în alte expoziții. Asta arătând calitatea chinologiei clujene. Și pot să vă mărturisesc sincer și a chinologiei românești. Chinologia românească a făcut imense progrese în ultima perioadă și după cum stau lucrurile și energia care ne animă, poate fi garantul pentru succesele viitoare.